Ce este rezonanța Schumann și ce frecvență are? E simplu. Uite, undele radio sunt reflectate înapoi de ionosferă, pentru că are un grad ridicat de ionizare. Așa cum se vede aici, Pământul devine o incintă ca un cuptor cu microunde pentru undele radio. La anumite frecvențe, undele radio se pot potrivi perfect în această incintă, așa cum se întâmplă în cuptorul cu microunde. Spunem că ele sunt rezonante, pentru că se amplifică ușor. Frecvența lor fundamentală este dată de lungimea circumferinței Pământului și viteza luminii. Știți că lumina înconjoară Pământul de 7 ori și jumătate într-o singură secundă. Asta înseamnă că frecvența unei astfel de unde este de aproximativ de 7 ori și jumătate pe secundă, adică de aproximativ 7,5 Hz. Asta se vede aici. Aici se văd și armonicele acestei frecvențe, de 2 ori mai mare, de 3 ori mai mare, ca în cuptorul cu microunde.